Duminică avem FCSB Rapid. Ce meci va fi pe Arena Națională? După ce duminica trecută am avut Dinamo FCSB cu 45.000 de spectatori, o cifră absolut impresionantă. Să vedem ce asistență va fi la acest derby. Astăzi Rapid a avut conferință de presă, au participat Marius Șumudică, antrenor, și Onea, fundașul dreapta. Să vedem ce spune Șumudică despre meci, despre Rangers FCSB. Ascultăm. Va fi un derby, cu siguranță se vor motiva. Sunt o echipă bună, campioana țării. Ați văzut și dumneavoastră la ce nivel joacă. Au ajuns să joace în grupe. Asta înseamnă foarte mult. Și cred că rezultatul de ieri nu poate decât să-i motiveze și să demonstreze că sunt o echipă puternică. A fost o surpriză rezultatul ăsta cu Rangers? Sau, de fapt, asta este valoarea momentului de față? Nu mă așteptam la un asemenea scor. Să fiu sincer, nu mă așteptam să piardă de asemenea manieră. Dar un meci greu, cu o echipă agresivă. Deci, nu. Și nu știu dacă e locvent meciul ăsta. Le-a lipsit foarte mulți dintre titulari. Cu siguranță vor avea altă față duminică. Sunt fer convins că vor schimba. Cu siguranță vor apărea jucători noi în primul 11 și atunci trebuie să fim pregătiți. Așteptați și echipa de la domnul Becali, că ați văzut că o dă înainte de fiecare meci. Acum că e aia, că nu e echipa aproape. Credeți că e greu să-ți dai seama cu ce echipă va juca FCSB-ul duminică? Nu, nu e greu. Au jucători de valoare, gen Olaru, Tănase, sunt jucători cu experiență, care pot face diferența. Sunt jucători care eu consider că sunt indispensabili în momentul de față. Cu domnul Becali n-am nicio ambiție. Dânsul este patronul clubului, îl respect. Eu am mai spus-o, eu sunt pe același palier cu antrenorii de la ei. Pentru mine, Ilias Haralambus și cu Pintili sunt oponenții mei. Mi se pare că în momentul de față rezultatele lor sunt determinate foarte mult de prezența lui Olaru. Este un jucător bun, un jucător care are cea mai mare cotă de piață la ei, un jucător care poate face diferența și care marchează în multe momente și decide jocurile. Da, este un jucător de luat în seamă, dar nu o să pregătim acum meciul numai în funcție de Olaru. Îl respectăm, este un adversar, dar nu joc. Nu joacă Rapid contra lui Olaru, joacă Rapid contra FCSB-ului. Bun, l-am ascultat pe Cred că îi pare rău de Hromada. Hromada, da. Îi pare rău de Hromada, era acolo pentru... Și înțeleg că ai accidental la care Șumudică s-ar fi gândit să-l folosească în locul lui Hromada, că ai accidentat, să puneau și el accidentat. Mă rămâne de văzut dacă ei vor fi sau nu recuperați, dar mai degrabă nu. Cum temperat, el? Așezat, da. În tot ceea ce spune. Păi, nu-i normal? Discursul ăsta e normal. Da, ăsta adică... e un discurs echilibrat, frumos, a vorbit și de echipa adversă. E prea bine să te arunci înainte de meci. Ce să spui? Zubică, nu prea ești în postură să... Poți să gândești orice, că e frică sau e temperat. Exact, mai degrabă îmi păstrez gloanțele după meci, ceea ce e logic să faci așa. Da. Știm ce avem de făcut, nu? Exact, da. Cum anticipezi meciul și ce așteptări ai? Clar că și FCSB-ul, toate armele va fi pe meciul ăsta. Nici ei nu-și permit mare, adică nu-și permit să facă nici egal, cred eu. Își doresc foarte mult victorii, dar vedem, meciurile astea, derbiurile astea, și cu Dinamo, și cu Rapid, poți să știi dinainte că FCSB, Rapid, eu le-a dat 4 din 9 mișcat, anul trecut. Bun, altă conjunctură. Dar eu văd un meci care se poate întâmpla chiar orice. Chiar dacă au pierdut FCSB 4-0, să zic așa, nu poți să treci așa ușor peste înfrângerea asta. Crezi că poate lăsa urme? Sau poate provoca daune așa? Nu ai cum să nu lase urme. Chiar dacă noi sau zicem, mamă, n-au jucat titulari, să pierzi 4-0 nu e ușor. Nu e ușor de digerat, cum ai vrea. Dacă, Doamne ferește, va pierde jocul următor, eu nu-i văd bine, nici pe ei. Adică poate să vină un picaj. Același lucru dacă va câștiga contra Rapidului, să uită tot. Strategia ne-a funcționat, avem 6 puncte în Europa League, mergem mai departe. Cam așa văd lucrurile. Nu e un joc ușor, adică se poate întâmpla chiar orice. Dar o văd totuși favorită pe FCSB. Mă, Rapidul a jucat cam bine cu Farul. Dar e prea puțin, are un singur meci în ultima perioadă. Așa este, dar au venit întăririle. Cei trei din față sunt chiar buni. Și dacă vine și un mic ajutor din partea patronului FCSB, în sensul că să se anunțe echipa din timp, să-și ia Șumudică, Șumudică are dreptate, dar ce e greu de anticipat?
cine va juca duminică. Da, e bine, să joacă fundașii centrali, cei doi care au fost aseară joacă, Radunovic joacă. Șut revine, Olaru revine, Tănase revine. Octavian Băsuță să fie jucătorul de regulă, Băluță joacă. Și acum... Păi nu știu dacă joacă Tănase, dacă joacă Tănase sau joacă Iliuță Popa. Nu știi dacă joacă, nu știi dacă. Da, pe bune. Sigur se întreba după părerea mea, dacă joacă al 11-lea jucător e fie Miculescu și joci cu Băluță Inter, fie joci al doilea mijlocaș central lângă Șut cu Al Hasan, dar aici Becali a spus, întrebă și a dat omul de ajutor, a zis nici Baba, nici Giuma nu vor fi în teren. E, o să mai dai niște, o să mai dai niște ponturi ca să, să poată să-și oricum, facă și pe mine nu m-a, planul tactic. Nu m-a impresionat atât de mult 5-0 ăsta care a fost. Îți spun, scorul sună 5-0, dar multe greșeli a farului, ferească Dumnezeu. Eu aici văd, acolo au profitat de niște greșeli. Știi cum e asta? E o echipă care pierde 4-0, 5-0, numai că face greșeli, ca și FCSB aseară. Băi, n-ai cum să nu faci greșeli să pierzi cu 4-0. Zici că au jucat cu juniorii farului, nu cu farul, sincer. Am înțeles, aș vrea să văd o continuitate. Meciul, pe mine nu m-a impresionat. Rapid farul, n-a semănat cu Rangers FCSB? Tot cam așa. Păi asta spun, n-ai cum să pierzi de maniera asta și să nu faci greșeli. Corect. N-ai cum. Când... Nu, da. Ala, nu, e o diferență mult mai mare. No.